Da. Dă bună tine. Cunoașteți pe cei care a petrecut? Da, de ce? Da, tot familia lor, jandarmerii, știi, și poliția, și lescanul, tot. Știi toți de Bărbatul a fost descoperit la câteva sute de metri de casă, în satul Osoi, din comuna Sinești. Descoperirea șocantă a fost făcută chiar de fratele celui decedat, care a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Un echipaj medical și polițiștii au ajuns la fața locului, însă medicii nu au mai putut decât să constate decesul. Costel Alexandru a fost găsit fără suflare, cu fața în sus, având mai multe rând pe față. Trebuie să-ți mama mea, du-te și vezi unde, poate că n-au venit toată noaptea. Au fost la băieți care l-au omorât și l-am dat de el dimineață în gârlă. Când l-am văzut, am leșinat lângă el acolo jos. Dar... într-o groapă acolo, într-o mărăcină acolo, l-au pus anumit. Tot plin de sânge, tot cu fața în sus, așa. Potrivit apropiaților victimei, tânărul în vârstă de 35 de ani ar fi plecat cu o zi în urmă la niște prieteni și a înnoptat la ei. Am intot la ei beat, a băut și am intrat acasă. Și am scos, el unde mi-a fost, mamă, că era o geacă de astăzi de piele, o dăduse lor, i-a dăduse 100 de mii, dezbrăcase geacă și a apucut cu el, că nu spune băiatul, că spune că am împrumutat. Băi, mamă, du-te și adun apoi geaca nouă, zic, ți-a dat, i-a dat bani geacă pe băutură. Și azi noapte n-a venit acasă. Criminaliștii ajunși la fața locului au ridicat mai multe probe pentru a stabili dacă este vorba despre un accident sau o crimă. Oamenii legii iau în calcul ambele variante. Este posibil ca bărbatul să se fie aflat sub influența alcoolului și să fi murit de frig. Această variantă însă nu este acceptată de familia victimei. Tu l-am așteptat acasă, bază că vine acasă, chiar a consumat alcool, el vine acasă. Și uite cum am trezit cu el. El a mai fost la el, a mai fost bătut de ei și spunea că a mai fost bătut și el vinea acasă. Și el n-a bătut cont, tot se ducea, dacă de-a bolua cu bine, îi ducea la ei. De ieri dimineață, toată ziua și toată noaptea au petrecut cu ei, au consumat alcool, au dat de băut și l-au bătut, l-au omorât. Ei sunt autori, ei sunt criminali. Deocamdată nimeni nu a fost reținut, însă anchetatorii au deja un cerc de suspecți și continuă cercetările pentru a da de urma făptașilor.